autoritățile competente din România au făcut primele declarații cu privire la un posibil război. Raed Arafat, contrar celor declarate de alți oficiali ai guvernului, cere ca populația să aibă provizii. Șeful DSU, Raed Arafat, a recomandat românilor luni să aibă în case stocuri obișnuite în caz de cutremur sau alte dezastre naturale, spunând că nu are sens să inducem panică. La acest moment, stocurile obișnuite pe care noi le-am recomandat altădată pentru dezastre naturale rămân valabile, pentru cutremur sau cum am recomandat pe tot parcursul anului, a spus Raed Arafat. Cât atribuțiune am avut prima dată, într-adevăr, a fost lucru de apreciat din partea lui. A făcut smurdul ăsta, e ceva ce nu au făcut alții. Într-adevăr, e un lucru extraordinar. Dar, pe parcurs, a alunecat pe o pistă greșită. A împins lumea într-un lucru total greșit. E o mare prostie. A fost, poftim, am avut cu tremurul din 7-7. Păi ce trebuia să lumea să aibă provizii? Că mai vin cu tremure, cum să vehicula? Nu. Deci, e o mare greșeală. Nu aici, pentru că lumea intră în panică, se panichează lumea. Provizii nu putem să ne facem, că ne facem provizii de medicamente mai nou și poate că ne-am făcea și provizii dacă am avea pensiile. Dar nu. Nu ne facem provizii. Totodată, șeful departamentului pentru situații de urgență spune că în prezent nu se pune problema unui război în România și nu are sens să cădem pradă dezinformărilor. La acest moment, să spunem, ca să meargă lumea să se pregătească de război, cred că asta a fost explicat și altădată. Suntem o țară membră NATO. Ideea de a avea război pe teritoriul României la acest moment nu cred că o pune cineva pe masă, a lămurit luni medicul Raed Arafat. Cred că seamănă și tot cu Putin așa un pic. Mă spune, ce provizii să faci acum, să întărâți lumea, să facă nu știu ce. Știți că nu este cazul să ne îngrijorăm de un război, dar totuși spune să avem... Asta e o părere a lui, dar cred că e greșită. Greșită. Din câte știm noi, din toate tinerețele și din copilăriile, când au trecut ăștia rușii noștri pe aici, așa, vecinii, a zis că suntem frați cu ei, dar până la o împărțit. Și când a zis că mai puțin voi, că nu. Vă așteptați la un război? Păi totul ce e posibil. De ce nu? De asemenea, acesta a vorbit și despre platforma pentru combaterea știrilor false, care a făcut subiect unor neclarități în presă săptămâna trecută. Secretarul de stat a declarat că monitorizarea și răspunsul la anumite chestiuni inexacte, distorsionate și în mod intenționat dezinformatoare este o datorie a instituțiilor statului, existând și directive europene în acest sens.